Salutare! În acest videoclip vă voi prezenta plantele noastre de banana nordului, Asiminia triloba, o plantă ce rezistă până pe la minus 35 de grade, ce-i drept n-am avut temperaturi atât de scăzute. În schimb, de 4 ani de când o avem plantată, nu au fost probleme cu ea. Creșterile nu au fost așa cum ne-am dorit, pentru că nu le-am pus în semi-umbră cum ar trebui. O plantă ce produce aceste fructe minunate și deosebite. Sunt fructe cu un gust între mango și vanilie, foarte bogată în nutrienți. Până acum am avut fructe în fiecare an, dar din nefericire le avorta, nu le ținea până la maturitate. Anul acesta am vrut să vă prezentăm când sunt ele la maturitate, dar ne-au luat prin surprindere și o parte dintre ele au căzut. Vă arăt așa să vedeți, sunt urmele lor aici, se văd peste tot, au fost foarte multe fructe. Uitați aici, în partea asta, nu știu cât de bine se văd urmele de fructe, dar le-am lăsat, sunt căzute jos, în 2 zile au căzut jos. Sunt, dacă le strângem, asta cred că are mai mult de 2 zile, pentru că am lăsat prea multe pe plantă. Producția a fost mare, dar cu fructe neuniforme. Unele sunt mai mari, unele mai mici. Ia uitați diferența între astea două și asta, da? Pentru că au fost foarte multe, n-ar fi trebuit să lăsăm atât. Am lăsat mai multe pentru că am avut experiența anilor trecuți unde rămâneam fără ele în fiecare zi, avorta câte un fruct. Acum am zis să lăsăm, să vedem câte vom avea. Deci astea sunt de la o plantă și încă mai avem aici. Ia uitați. Dacă de-abia le atingem și cad, ia uitați. Sunt foarte, foarte multe au fost. Acum uite să văd urmele la ele. Da? Ele sunt și câte 3 pe un ciorchine, da, 3-4 aici. După cum vedeți, avem muguri de rod pentru la anul, da, sunt muguri de rod. Cei care se văd așa au spre catifea o culoare așa deosebită. Creșterea la această plantă nu a fost foarte mare pentru că i-am păstrat multe fructe. Repet, din dorința de a vedea dacă le duce la maturitate, n-am rărit deloc. Mergem și lângă, acesta este soiul prima. Mergem și la Asiminia triloba, soiul Sunflower, unde vom vedea creșterile sunt mult mai mari, dar spre deosebire de prima a avortat toate fructele anul acesta. Sperăm că la anul vom avea fructe din nou. Las puțin coșulețul și vom, uitați-vă aici, mugurii de rod, deci ea este plină de muguri de rod, da, pe toate ramurile, dacă ne uităm, avem muguri de rod. S-a dezvoltat mai bine, nu le-am pus noi în semi-umbră cum ar fi trebuit, primii ani au nevoie de semi-umbră, în schimb arată destul de bine în anul 4, suntem și într-o zonă în care în urmă cu foarte mulți ani, până s-au făcut canalul de desecări, a fost mlaștină. Și atunci avem experiență, în primii 2-3 ani nu crește mai deloc. Mare atenție, când achiziționat o plantă de Asiminia triloba, ea trebuie plantată cu balotul de pământ. Dacă nu o plantați cu balotul de pământ, riscul să nu se prindă este foarte mare, pentru că crește în simbioză cu o ciupercă și atunci este neapărat să achiziționați plantă la ghiveci și să o plantați cu pământ, tăiați ghiveciul, păstrați pământul pe rădăcini. Sperăm că la anul să prezentăm și fructe în Sunflower. Noi vom altoi din aceste plante. Până acum nu am altoit pentru că am vrut să avem ramuri pentru altoit și știm sigur că sunt soiurile respective. Merg și vă arăt unde avem portaltoii de banana nordului pregătiți pentru testele de altoire. Această toamnă vom altoi. A început școala de 3 zile, așa că suntem undeva pe 13-16 septembrie.
tăiam un, sper să am și eu, da, cred că am și o linguriță aici. Fructul de banana nordului nu se mănâncă efectiv ca orice fruct cu direct cu gura, se taie și cu lingurița, de obicei merge foarte bine. Este foarte copt. Ia uitați. Avem clienți care cărora le-am dat plante și ne-au adus fructe, nu exagerez cu nimic, dublu decât este acesta. Și la mine acesta e cel mai mare. Deci se ia efectiv cu lingurița. Este senzațional. E ca o... Eu l-asociez cu o șarlotă, așa. Ia uitați. Semințele sunt foarte mari. Se îndepărtează foarte ușor. Da? Pot fi păstrați la frigider o perioadă, la 4 grade. Le lăsăm aici. Sunt foarte bogate în potasiu. Au mai multe proprietăți, vitamina A, C, magneziu, fier, foarte bune. În afară de faptul că e un fruct destul de valoros și planta arată destul de bine pentru decor, merg să vă arăt și portaltoii unde vom încerca să altoim. Aici este zona unde am pregătit portaltoii. Sunt la ghiveci, după cum vă spuneam, imediat după ce germinează, trebuie să-i creștem la ghiveci, îi păstrăm la ghiveci, îi repicăm în alte ghivece mai mari și îi comercializăm tot la ghiveci, pentru că el trăiește, rădăcina trăiește în simbioză cu o ciupercă. Vom încerca mai multe tehnici de altoire. Anii trecuți n-am avut portaltoi, anul ăsta am încercat să-i producem noi. Noi tot am crezut că vom reuși să găsim un producător de portaltoi, dar nu am avut șanse și ni-am produs noi singuri. Se pare că nu e atât de greu. Acum, tehnicile de altoire folosite la banana nordului, din câte am văzut noi, sunt în V. Noi vom încerca și alte tehnici. În funcție de rezultate, vă vom ține la curent. Până acum, la stadiul ăsta suntem. Avem plantele fructificate, știm că țin fructele. Chiar nu era cazul să altoim mai devreme, pentru că ne speriasem puțin, vedeam că la noi nu țin, chiar dacă unii clienți le aveau deja cu fructe. Și vom altoi din planta care deja a fructificat. Vom face, avem câteva sute de plante. Vedem ce vom reuși. Până data viitoare, vă dorim numai bine în tot ceea ce faceți. Nu uitați, dacă încă nu v-ați abonat pe canalul nostru, ar fi bine să o faceți. Mă ajută foarte mult să vă înscrieți, să distribuiți acest videoclip și, bineînțeles, dacă aveți ceva idei, să lăsați un comentariu.